Mă bucur că în această seară să pot să ofer această distinție unei persoane care nu este prezentă pentru că este la pat, este bolnav. Maestrul Ilie Boca este unul dintre cei mai mari pictori contemporani români. Este păcăoan de-al dumneavoastră. Se pare că după marele Nicolae Enea, eu mă bucur să am în casă două opere realizate de Nicu Enea și sunt fericit pentru lucrul acesta. Dar mi-am gândit, pentru că vorbim despre arta plastică și despre pictură, să îl premiem pe cel care ne-a făcut viața mai frumoasă, maestru Ilie Boca. Sensibilitatea și emoția regăsite în pictura sa, pentru o viață întreagă închinată a artei românești, un meșter al culorilor și al senzațiilor născute din acestea, maestru Ilie Boca, discipol al marelui pictor Alexandru Ciucurencu, este unul dintre cei mai apreciați artiști plastici ai momentului. Opera sa înscriindu-se irevocabil în rândul marilor clasici ai genului. Lumini și umbre, profesionalism, decență și dăruire, toate acestea îl caracterizează pe maestrul care transpune în picturile sale lumea românească, miturile și tradițiile, simboluri ale unui spațiu, căruia și el, la rândul său, i-a devenit simbol. Băcăuan de cinste pentru întreaga activitate și pentru personalitatea sa, maestru Ilie Boca primește această distinție în semn de prețuire și dragoste din partea mea și a dumneavoastră. Diploma și trofeul vor fi oferite de doamna dr. Liliana Voroneanu, care va ajunge săptămâna aceasta la maestru și îți mulțumesc din suflet pentru că faci acest gest minunat. Eu mulțumesc în numele maestrului, mărturisesc că l-am vizitat aseară, acasă. Dânsul își cere scuze că nu poate participa la această seară minunată și vreau să-ți spun exact ce a zis dânsul. Folosesc chiar cuvintele dânsului. Dacă băiatul ăsta mai studiază câteva luni, cu siguranță o să impresioneze mai mult decât am impresionat eu într-o viață de artist. Vă mulțumesc! Dragi prieteni, aș spune așa, pentru că mai avem câteva minute să...